Păi tu mai ia să mă duc acum ca să văd dacă nu mai găsesc ceva de lucru. Dar speranță nu sunt. Pentru că suntem depășiți de 50 de ani și toți caută mai tineri, mai... De cât timp vă căutați un loc de muncă? Păi am un an de când sunt în șomaj. Și am găsit nimic? Nu. Asta nu e șomajul? Acum în martie îl termin. Luna asta pe 18 îl termin. Cum vă descurcați? Foarte greu. Foarte greu. M-am și o fată la facultate, în ultima, foarte greu mă descurc. Să mai spune că cine se scoală dimineață, găsește de muncă, dar unde îți găsești? Nu, în Vaslui nu prea, din câte știu și mai citesc, nu prea am auzit, nu prea să se întrevede niciun loc de muncă. Pentru luna februarie, rata șomajului la nivelul județului a cunoscut o ușoară scădere de la 12,37% la 11,66%. Nu fiindcă și-ar fi găsit șomerii locuri de muncă, ci pentru că mulți dintre ei au ieșit din plată, îngroșând numărul celor neindemnizați. Peste 13.000 de persoane sunt într-o astfel de situație. În luna februarie, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vaslui este în scădere cu aproximativ 1%. În același timp, numărul șomerilor neindemnizați este în creștere. În luna februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, erau înregistrați peste 18.000 de șomeri. Dintre aceștia, peste 6.600 de femei erau înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă, rata șomajului în rândul acestora fiind de 8,33%.